Dragi bihoreni și dragi orădeni, mă bucur să fim astăzi împreună și eu vă mulțumesc că sunteți astăzi aici și mai ales vă mulțumesc că de când a început campania ați fost implicați în campanie pentru a-i convinge pe locuitorii din fiecare localitate din Bihor că pentru binele lor nu există altă soluție decât să voteze Partidul Național Liberal. Și sunt convins că și până în 26 mai fiecare dintre dumneavoastră veți continua această bătălie pentru a-i convinge până și cei care astăzi încă nu sunt convinși că este spre binele lor să voteze Partidul Național Liberal. Eu astăzi am să vă vorbesc mai puțin despre europarlamentare. Am să vă vorbesc despre referendumul convocat de președintele României, Klaus Iohannis. Fug infractorii din fruntea PSD și ALDE de acest referendum ca dracu de tămâie. Le este frică pentru că știu că românii nu sunt de acord cu corupția, că românii consideră corupția cel mai mare pericol la adresa dezvoltării României, la adresa bunei funcționări a societății românești și la adresa normalității și dreptății care trebuie să guverneze o societate democratică. Fac tot ce pot să nu se discute nimic despre referendum. Suntem în situația în care mai avem o săptămână și ceva până la ziua alegerilor și la ziua referendumului și nici până astăzi Consiliul Național al Audiovizualului nu a luat decizia prin care să dea drept de antenă la televiziuni și posturi de radio pentru campania pe referendum. Este la cheremul fiecarei televiziuni să decidă dacă vor sau nu vor să dea mesaje despre referendum. Autoritatea electorală permanentă, care face de regulă clipuri de informare a cetățenilor privitor la vot, a făcut clipul de informare pentru alegerile europene, în schimb nici până astăzi nu au făcut clipul de informare privind referendumul. La toată media care este controlată de PSD, aproape că nu se vorbește un cuvânt despre acest referendum. De ce fac lucrul ăsta? Pentru că ei știu foarte bine faptul că 90% dintre români vor să interzică amnistia și grațierea pentru faptele de corupție. Și noi trebuie să-i determinăm să meargă la vot. Le e frică pentru că ei știu foarte bine că românii s-au săturat să stea cu inima la gură în așteptarea oricărei ședințe de guvern, că poate PSD-ul oricând, la orice ședință de guvern, să mai dea ordonanță de urgență în care să calce în picioare drepturile și libertățile fundamentale, independența justiției, liberul acces al cetățeanului la justiție și să facă o vraiște generalizată din justiția din România cu un singur scop: să nu fie pedepsiți pentru furăciunile pe care le-au făcut. Am o vorbă: nici pecenegii, nici cumanii, nici tătarii, nici turcii, nici fanarioții, nici rușii care au călcat țara asta n-au jefuit România așa cum a fost jefuită în ultimii 30 de ani de comuniștii travestiți care și-au bătut joc de noi și țin țara pe loc. Ce o să creadă toată Europa despre noi
dacă noi, ca cetățeni români, europeni, nu mergem să votăm da la acest referendum? Ce o să facă PSD și ALDE dacă românii nu vin la vot și nu asigură cvorumul și mai ales nu vin să-și exprime voința? Da, Ludovic Orban și campania Partidului Național Liberal, care este centrată pe ideea că românii s-au săturat, este centrată și pe ideea că românii s-au săturat de corupție, bă, și vor și niște...